Salutare și bună dimineața, sunt John de la Expert Crypto. Facem un nou clip, vorbim despre piața cripto și nu numai. Suntem în 16 mai 2022 și pe Crypto Bubble cam asta este situația. Dacă ne uităm pe Coin360, găsim Bitcoin la 29.675, în câteva ore se vor deschide și bursele și vom vedea ce se va întâmpla. Indicele Finengrid astăzi îl găsim la 14, mai ridicat față de ziua anterioară. Bun. Haideți să intrăm direct pe Bitcoin, 29.694, și vrem să înțelegem încotro se va îndrepta piața cripto. Pe weekly avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, dacă am numărat eu bine, lumânări închise cu roșu, ceea ce teoretic nu este bine pe o analiză macro, dar dacă ne uităm pe o analiză pe 4 ore, încercăm să anticipăm ce se va întâmpla. Haideți să luăm în calcul și alți factori care pot influența piața cripto și să înțelegem unde putem sta pe termen scurt și pe termen lung. Păi nu uitați că vineri piața cripto a lichidat undeva la 200 de milioane, când Bitcoin atinsese aici undeva bottom-ul de 26.000 de dolari și dacă Bitcoin reușește să stea astăzi peste 30.000 de dolari, ne putem aștepta la un bounce back și să retestăm zona de 33.900. Am spus dacă, așa că nu știm noi. Ca să înțelegem dacă, haideți să ne uităm și la alți factori, doar că vreau să... Eu știți că nu prea sunt bearish în general. O să prezint situația așa cum este și cred că pe viitor lucrurile se pot complica. Pentru că inflația a depășit pe stocks mai mult de 10% și CPI-ul, așa cum vedeți aici, indicele de produse de larg consum, cred că în curând va fi ca în anii 70-75 și va fi cu două cifre. Dacă ne uităm la Nasdaq, putem vedea că momentan prețul Nasdaq sau valoarea Nasdaq este 12.387. Și haideți să vedem și alte lucruri interesante. De exemplu, în 2020, la începutul pandemiei, indicele Nasdaq era situat undeva pe la 6.000, da? Între 6 și 7.000. Tot a crescut exact pe toată perioada pandemiei și probabil că știți și voi cum a crescut cu bani printați, pentru că economia în această perioadă a fost susținută cu bani printați de către Fed, iar Fed spune acum că vor retrage parte din bani din piață. Bun, impropriu spus printați de către Fed, știți voi ce vreau să spun, lăs la aprecierea voastră, doar că Fed nu vrea să mai printeze bani în continuare, vor să retragă bani de pe piață, ceea ce vor pune, cred eu, bursele în colaps în perioada următoare și dacă situația nu va găsi o cale de ieșire, cred că lucrurile vor degenera. Bun, haideți să ne uităm și la alte chestii. Era să spun, știți că în ultimii 2 ani banii printați, da, banii tipăriți, să zic așa, în ultimii ani, ultimii 2 ani în economie, sunt bani fără nicio acoperire, iar aceasta reflectă direct în creșterea prețurilor. Vedeți ce se întâmplă. S&P 500, așa cum vedeți, Standard & Poor's, bursele s-au prăbușit efectiv și cred eu că va fi tot mai rău, din punctul meu de vedere. S-au prăbușit până la nivel de 4.000 și la acest nivel de 4.000 a mai fost... Când ultima dată 4.000, aici, pe 5 mai. În schimb, ce vreau să mă uit acum, o să ne uităm pe weekly. Bun, vedeți cum stă situația. Suportul momentan este undeva pe la 3.600, dacă nu mă șel, 3.700. Și vreau să mă uit la Apple.
Bun, nu știu cât dintre voi știți, dar Apple nu mai este cea mai scumpă societate din lume. Ei aveau un market cap de peste 2,2 trilioane de dolari și au scăzut, uitați. Deci asta este situația la Apple. Foarte multe companii au scăzut până la 60%. Ireversibil, pentru că le va fi foarte greu să mai recupereze. Fapt pentru care nimeni nu știe exact încotro se va îndrepta și piața cripto. Rămâne de văzut. Nu avem decât să așteptăm și să vedem. Nu văd situația foarte bună pe termen lung. Probabil că vom avea un bounce back, dar pe termen lung este important să înțelegem că lucrurile nu stau foarte, foarte, foarte bine. Eu am mai spus și într-un episod anterior. Foarte multă lume m-a judecat, spunea: domnule, dar vedeai prețul nu știu unde, dar vedeam ca toată lumea, pentru că toți am văzut, nu numai eu. Pentru că când totul era în urcare, toți am văzut, și cei care au investit în Amazon, și cei care au investit în multe alte corporații, au văzut, dar nu controlăm. Una e să vedem, alta să avem puterea de a controla. Corect. Un semnal de alarmă rămâne cu ce s-a întâmplat cu Terra Luna, în sensul în care aceste criptomonede, nefiind regularizate și noi, investitorii de rând, nu putem face nimic în a controla lucrurile, semnalul de alarmă reprezintă faptul că lucrurile acestea se mai pot întâmpla și cu alte criptomonede. De aceea eu am recomandat membrilor Expert Crypto să împartă banii în mod egal, pe o scară cât mai largă, în cazul în care una dintre aceste monede se va prăbuși, să pierderea să nu fie foarte mare, să nu ne afecteze. Mă uitam că s-au sinucis 29 de persoane. Este un lucru un pic cam grav, zic așa. Bun, cam atât. Acestea fiind spuse pe astăzi, se deschid bursele în curând, ne așteptăm ca piața să mai scadă și vedem un nou clip mâine ce se va întâmpla. Vă pupă, John, echipa aici pe Crypto, să ne auzim cu bine.